Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, eu sunt Stella Cădar și suntem la Agenda Publică și de această dată voi începe cu o scurtă revistă a presei. Informația zilei este Cotidianul județului Satu Mare. Telespectatorii noștri din județul Maramureș pot citi Glasul Maramureșului. Pentru cei din Sălaj avem Graiul Sălajului. Pentru telespectatorii vorbitori de limbă maghiară din județul Satu Mare, Frișuișag, doamnelor, este cotidianul de, doamnelor și domnilor, este cotidianul de limbă maghiară al județului Satu Mare. Cele patru ziare, doamnelor și domnilor, sunt tipărite de tipografia informației zilei. Avem și două ziare naționale, este vorba de Adevărul și Jurnalul Național. Vă spun câteva titluri din numărul de mâine al cotidianului Informația Zilei. În Satu Mare se face o academie de fotbal cu bani din Ungaria. Cazurile active de COVID-19 cresc în aproape toate județele. La Satu Mare scad. Ce spun polițiștii despre accidentul dintre Botis și Ciuperceni puteți afla din numărul de mâine al cotidianului Informația Zilei. Doar 7 echipe înscrise în Liga Națională de Basket Feminin. Sătmărenii sunt invitați la sfârșit de săptămână la ștrandul din Tășnat. Nu doar sătmărenii, mă gândesc că și maramureșenii și cei din Țăla și telespectatorii noștri practic sunt invitați la ștrandul din Tășnat, sigur, cu respectarea distanțării sociale, cum se numește acum. Acestea fiind spuse, să vă prezint invitații din această seară. Alături de mine, în platoul Informația TV, se află domnul Ciprian Costea, doctor în economie. Domnul Costea este din partea PNL. Bună seara, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc pentru invitație, bună seara. Prin Skype vor fi alături de noi domnul Ciprian Crăciun, consilier municipal PSD Satu Mare. Bună seara, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, mulțumim pentru invitație atât dumneavoastră cât și telespectatorilor. Domnul avocat Ovidiu Mureșan, baroul Satu Mare. Bună seara, domnule avocat, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună seara și mulțumesc din nou pentru invitație. Da, pe parcursul emisiunii vom discuta, domnule avocat, și despre ultima știre, arestarea procurorului Negulescu pentru 30 de zile. De asemenea, am văzut că Senatul a respins proiectul de desființare a secției de investigare a infracțiunilor din justiție, așadar avem și teme pe justiție pe care le vom dezbate în această seară, dar nu înainte de a ne referi puțin la ultimele date prezentate astăzi, care arată că în 24 de ore, domnule Costea, au fost confirmate 1.112 cazuri noi din 20.085 de teste efectuate, 25 de persoane au decedat din cauza coronavirusului în ultimele, adică nu în ultimele 24 de ore, în 24 de ore până la ora 13 au fost prezentate aceste date. În Satu Mare nu s-a confirmat niciun nou caz în 24 de ore și aș vrea să vă întreb, cum credeți dumneavoastră că va fi afectată campania electorală? Se apropie campania electorală pentru alegerile locale de această pandemie sau probabil că va fi invers. Pandemia va fi afectată de campania electorală, ar putea crește numărul îmbolnăvirilor. Cum vedeți, dumneavoastră? Situația în momentul actual, ceea ce se va întâmpla în perioada lunii septembrie, este prea îndepărtat, dar imediat voi face referire. Deci situația în momentul de față este o situație dificilă. Nu degeaba autoritățile din România fac cele responsabile, apel permanent de a se respecta distanțarea aceasta socială, de a se utiliza masca în spațiile închise, de a respecta regulile elementare de igienă. Toate acestea vor avea puterea, în mod combinat, de a stopa această explozie a numărului de cazuri pozitive. Este o situație care nu cred că unii au așteptat-o, dar a fost luată în calcul în scenariile de lucru. Imediat ce au apărut niște instigatori politici care îndeamnă populația să nu respecte întocmai ceea ce autoritățile cer, coroborat cu o decizie
a Curții Constituționale, pe care nu o comentez că nu ar fi fost corectă. În schimb, situația se putea rezolva în mod elegant. Dacă exista din partea acelei instituții dorința de dialog sincer și deschis cu guvernul și Parlamentul, bineînțeles. A fost practic un vid legislativ de 2 săptămâni, o perioadă în care, după cum știm, foarte multe persoane care erau în izolare, în carantină, au ieșit liber și, din păcate, unii dintre ei nu au respectat aceste măsuri simple, dar foarte importante. Asta este explicația principală a numărului de cazuri care, din păcate, pentru a doua zi consecutiv, depășește 1000 de persoane. Eu fac apel tuturor să respectați întocmai recomandările, pentru că sunt în beneficiul sănătății dumneavoastră, doamnelor și domnilor, a celor dragi și a tuturor. Ceea ce se va întâmpla în perioada campaniei electorale care se va realiza este un alt tip de campanie, mai puțin obișnuit, în care vor fi mai puține întâlniri personale între candidați și alegători. În schimb, în spații libere se vor putea realiza întâlniri în format mai restrâns și subliniez cu respectarea acelor elemente minime de distanță de 2 metri între persoane și purtarea măștii și așa mai departe. Doi la mână. Instrumentul acesta online va deveni principalul vector pe care îl vor utiliza partidele și candidații. Deoarece, așa cum și la servici utilizăm foarte mult comunicarea online și limităm întâlnirile personale la maxim posibil, și în această campanie electorală care va urma, se va practica același tipar. Online-ul, cu toate rețelele sale de socializare și toate site-urile, vor deveni instrumente principale prin care partidele și candidații își vor prezenta oferta electorală. Aici va interveni și necesitatea unei analize din partea tuturor alegătorilor prin sursele online a ceea ce candidații le vor propune la momentul respectiv. Dacă unii spun că va fi o campanie atipică, eu cred că nu neapărat va fi atipică, ci va fi o campanie extrem de puternic concentrată pe această comunicare în mediul virtual, dar o comunicare care poate să prezinte foarte bine și detaliat oamenilor oferta electorală pe care o vor avea diversi candidați și fiecare partid în parte. Din punctul dumneavoastră de vedere, ar trebui să fie amânate alegerile? Sincer, din punctul meu personal de vedere, nu este cazul să se amâne alegerile, pentru că organizarea alegerilor, din punctul meu de vedere, este un factor de risc mai mic decât așa zisa campanie electorală, dacă am privi-o în stilul clasic în care s-a realizat. Dar, așa cum explicam, prefigurându-se o campanie puternic axată pe zona virtuală, nu vor fi probleme, iar în ceea ce privește organizarea secțiilor de votare, se vor respecta întocmai, subliniez întocmai, toate regulile de protecție pe care autoritățile le vor considera necesare. Și în acest context nu va exista un risc suplimentar în ziua alegerilor. Nu este cazul să se mai amâne alegerile, este nevoie să le ținem așa întârziate cum sunt până la urmă, pentru că trebuiau să aibă loc cele locale deja, dar este important să se înțeleagă faptul că speranța mea vine din responsabilitatea fiecărui cetățean. Și sunt convins că oamenii vor înțelege necesitatea respectării tuturor recomandărilor și pe când vom avea alegerile, această pandemie va avea
raportate cifre mult mai mici în România față de astăzi. Domnule Crăciun, pentru a doua zi avem peste 1000 de cazuri, 1112 cazuri noi la 20.085 de teste efectuate, 25 de persoane au decedat în 24 de ore din cauza infecției cu coronavirus. La Satu Mare în 24 de ore n-au fost confirmate sau n-a fost confirmat niciun caz nou. Într-adevăr, ne ferește cel de sus, județul Satu Mare, este ferit de aceste noi cazuri apărute de decese. Este un lucru foarte, foarte bun pentru comunitatea noastră, însă este îngrijorător cu ceea ce se întâmplă la nivel național, în ideea în care deja am depășit 1100 de cazuri de infectați în 24 de ore. Desigur, aici se pot discuta foarte multe și despre numărul de testări și de procentul care era înainte și de care acum a raportat la aceste testări, atât din perioada asta, cât și din perioada trecută, dar să revenim un picuț la alegerile locale care vor avea loc din ultimele date, așa cum ce știe oficial. Vor fi afectate din punctul meu de vedere alegerile de această pandemie? Cu siguranță, acum fără a intra foarte mult în alte discuții și alte ideea unora sau altora, vor fi cu siguranță afectate. În primul rând, campania electorală care urmează nu se va mai desfășura în modul în care s-a desfășurat până acum. De urmare, va fi atipică. Numărul de semnături pe care le strâng fiecare partid, fiecare candidat, nu va mai fi în același mod în care s-a făcut până acum. Bineînțeles că, spunea și colegul meu din această emisiune, domnul Costea, că nu o să fie o problemă. Eu cred că vor fi o problemă. Ne putem întâlni, sigur, nu ne mai întâlnim pe stadioane, nu ne mai întâlnim în sălile de ședință ale partidului, cum era până acum, decât într-un număr restrâns și cu multe, multe restricții, dar asta este o parte cea mai dureroasă va fi ziua votului. Pentru că dacă noi mergem mai departe cu aceste cazuri care sunt din ce în ce mai multe în fiecare zi de infestați COVID, s-ar putea, poate chiar să se amâne alegerile sau mai mult și mai dureros să nu se amâne în ciuda creșterii, ipotetic vorbind, acestor cazuri, dar să impunem foarte multe restricții, astfel încât persoanele vulnerabile, să spunem că este recomandat să nu vină sau să păstreze sau să vină cu mască sau să stea la rând câteva ore, și atunci asigur că s-ar putea ca unele partide să fie defavorizate în aceste alegeri. Cu siguranță va fi atipic, așa cum am spus, această campanie electorală. Este deja atipică pentru că noi așa mai avem puțin, mai avem 3 săptămâni până în 18 august să depun toate listele de candidați, fie pentru primar, Consiliul Județean, Consiliul Local, primării și așa mai departe, și încă noi nu avem în situația de față toate numele ca să completăm acele câmpuri ale candidaților. Deja este atipică, cu siguranță nu se vor mai face campanii cu banere pe piață, pe străzi, decât în condiții foarte, foarte strict. Am văzut că deja unii dintre colegii politicieni din județul nostru au început strângerea de semnături zilele trecute, sigur, respectând sau nu măsurile impuse, dar, încă o dată, acest număr alarmant pe care îl vedem și astăzi, 1112 cazuri noi din 20.000, aproape 100 de testări, ne dă de gândit. Și de aceea poate ar trebui ca toți, și în special politicienii, să dea un exemplu prin respectarea acestor măsuri, chiar dacă trebuie să strângem semnături, chiar dacă trebuie să facem campanii, chiar dacă trebuie să... Zicem noi că trebuie să ne întâlnim cu alegătorii, noi trebuie să comunicăm foarte mult cu ei în această perioadă și cred că aceste alegeri locale se vor axa pe comunicarea atât a platformelor de dezvoltare locală, a platformelor fiecărui partid, pentru a spune mesajul candidatului pentru postul pentru care fiecare își depune candidatura. Va fi atipică, va fi foarte grea,
Adică noi suntem în situația în care suntem acum, nu suntem în stare de urgență, suntem în stare de alertă la un număr de infectați foarte mare. În schimb, am fost în situația de urgență la un număr incomparabil cu cel de astăzi al infestațiilor sau cazurilor noi. Lucru care, sigur, ne dă de gândit mult în ceea ce privește gestionarea acestei situații de către Guvernul României și de anumitor ministere de resort. Dar, încă o dată, ar putea fi multe de discutat pe acest subiect. Va fi o campanie atipică, a început, urmează în următoarele două săptămâni. Foarte probabil ca fiecare partid care își dorește să aibă candidat la orice funcție, la nivel de comună, municipiu, oraș, județ și așa mai departe, să îl nominalizeze și aceștia vor face strategiile politice de organizare a acestor alegeri, nu de organizare, de acționare în scopul lor, bineînțeles, dar respectând măsurile de protecție impuse de Guvernul României. Domnule avocat, cu privire la datele prezentate astăzi la ora 13, v-am rugat să le comentați puțin, apoi aș vrea să vă referiți la alegerile locale. Dacă alegerile locale vor avea loc în 27 septembrie, cum va fi afectat procesul electoral? Și de asemenea aș vrea să vă supun atenției următorul aspect subliniat de domnul senator Loran Turoș, prezent marți aici în platoul Informația TV, și se întreba domnul senator cum va fi asigurat dreptul la vot pentru persoanele infectate cu coronavirus. Ce se va întâmpla cu ei? Pentru că și ei au dreptul să voteze. Da, vis-a-vis de prima problemă, din păcate trebuie să spun foarte sincer că sunt extraordinar de indignat că toată lumea, nu știu, cel puțin opinia mea este că marea majoritate cumva nu mai își doresc să respecte absolut nicio măsură. Este adevărat că mulți spun că raportat la numărul de testări care se efectuează, de fapt asta este motivul pentru care avem așa de mulți infectați, dar eu cred că undeva adevărul este la mijloc. Se testează mai mult, este adevărat, dar vă rog să observați că deci efectiv purtatul măștii a devenit un accesoriu, cumva așa, îl punem pe, cum trebuie pe față în momentul când mi se atrage atenția sau dacă într-adevăr cei din jurul nostru poartă toți această mască. Noi nu cred că ne permitem să învățăm pe propria noastră piele prin ce au trecut italienii. Ori vedeți semnalele de alarmă pe care îl trag medicii de la terapie intensivă, pe de o parte. Pe de altă parte, nu știu, îmi pun întrebarea acum văzând toate filmările de la litoralul nostru, care eu leg, deci eu leg aceste prezentări la toate posturile de televiziune, de distanțare socială absolut zero pe litoralul țării noastre. Gândiți-vă ce se va întâmpla în momentul când toți acei oameni care revin din concediu se întorc la orașul de domicilii. Deci, eu vă spun sincer, mi se pare un egoism, dacă pot să spun așa, un egoism extraordinar vis-a-vis de cei care respectă măsurile. Și acum, nu vreau să mă refer că probabil că dacă v-ar spune inclusiv noi avocații că trebuie să stăm cu o robă neagră la 30 de grade în sala de judecată și cu o mască, poate mai mult de 3 sau de 4 ore, să nu fiu subiectiv, cred că trebuie să ne punem în pielea unor medici, de exemplu, care lucrează în niște condiții extraordinare, adică este efectiv aievea munca lor, dacă noi nu putem și nu suntem în stare să purtăm masca aceea și să stăm la 2 metri distanță și cât se poate acum, fie iertată părerea. Cu toții avem zile de nașteri, cu toții avem poate, nu știu, un botez, o nuntă. Asta este, astea sunt măsurile. Deci nu se poate să revenim la toate aceste, nu știu, la toate aceste tabieturi fără a mai ține cont de niciun fel de măsură. Bazându-ne, de fapt, pe ideea că, acum citez, exact astăzi mi-a spus cineva că eu știu pe cineva care a decedat din cauza COVID-ului sau dacă a fost infectat.
Deci, bazându-ne pe o chestiune extrem de hilară, extrem de nedocumentată și extrem de prost înțeleasă și neasumată de altfel. Pe de altă parte, vis-a-vis de alegerile locale, sincer, eu cred că aici sunt câteva chestiuni care trebuie să fie privite, pentru că văd că în ultima perioadă tot ce ține de partea de drepturi fundamentale care sunt prevăzute în Constituție, cumva primează peste dreptul la sănătate. Și eu cred că aici ar trebui să facem o paralelă și cred că, până la urmă, răspunsul meu, dacă se vor ține sau nu alegerile locale, va fi dat efectiv părerea mea de număr de bolnăvii. Asta este o opinie personală. Părerea mea, dacă se va ajunge, cum se prognozează, undeva la 2000 de cazuri pe zi, eu nu cred că se vor ține alegerile într-un decor de siguranță și cu toate măsurile de precauție. Pe de altă parte, vis-a-vis de dreptul la vot și ce se întâmplă cu acele persoane, da, este o chestiune neprevăzută, este o chestiune care, din păcate, nu știu în ce variantă va putea fi prevăzută, în condițiile în care nu poți să aduci modificări legii electorale și nu poți să faci absolut nimic în acest moment. Ori da, aici probabil că vom avea o problemă sub incidența cărora vor fi restrânse aceste drepturi, acest drept prevăzut de Constituție. Eu, părerea mea, dacă mă întrebați pe mine, nu vom putea niciodată, în situații de urgență, să fie respectate toate drepturile. Deci cine înțelege, cine își dorește asemenea lucruri, îmi fie iertată părerea, este un idealist care nu știu dacă vreodată va ajunge în această variantă. Și vă dau un exemplu. Dacă am fi, de exemplu, într-un război, putem să vorbim noi efectiv la propriu că nu mai respectăm un drept sau celălalt. Până la urmă, esența ar fi acea stare de război. Ori dacă o echivalăm cu o stare de urgență pe motiv de sănătate... Mă gândesc că pe vreme de război, domnule avocat, n-am organizat alegeri. E adevărat, doamna Cădar, dar știți, eu acum vă spun foarte sincer, din punct de vedere al unui jurist vă spun, eu sunt un avocat de 14 ani de zile care apăr drepturile și libertățile, până la urmă, clienților mei. În varianta asta, cred, din experiență vă spun, niciodată nu vei putea ajunge la o variantă de etalon în care să nu fie cel puțin razant, poate razant, să atentezi la vreun drept. Nu există în situații de urgență, de asediu sau de război. Este o anomalie pe care încearcă cineva să o transpună și care o transpune publicului, părerea mea, cu totul și cu totul în mod greșit. Și așa, ca să închei vis-a-vis de chestiunea aceasta cu drepturile fundamentale, eu îmi pun următoarea problemă vis-a-vis de toată clasa politică. De mai bine de 10 ani de zile, toată lumea cumva strigă cu ghilimele de rigoare că se dorește revizuirea Constituției. Toată clasa politică, toate partidele sunt vinovate pentru situația în care ajungem astăzi, situații neprevăzute de altfel, pe leitmotivul că nouă nu li se întâmplă. E, uitați-vă că s-a întâmplat și acum toate partidele își aruncă mingea, e adevărat, una de la alta. Da, domnule avocat, este corect să-i certăm pe oameni că se duc la mare, că își permit să se ducă la, nu știu, și să nu respectă distanțarea și să organizăm alegeri? Nu e corect, doamna Cădar. Vă răspund foarte sincer, nu este corect. Dar nu este corect, nu este corectă, nu știu, de adevăr, această campanie negativă care s-a ajuns la o variantă în care efectiv este comparabilă cu ce a fost în Italia, pentru că dacă veți vedea și în Italia, în momentul în care era suprapopulată practic toate secțiile de ATI, tot așa italienii n-au înțeles. Italienii mergeau la cafenea, mergeau la fiesta pe care o făcea fiecare în fiecare zi, până când s-a ajuns în momentul în care am văzut cu toții, în care nu mai trebuie nimeni să întrebe pe nimeni că dacă știi pe cineva care a decedat din cauza SARS-CoV-2 sau dacă știe pe cineva care este infectat. Întrebarea mea este că cum putem decât prin reguli să-i ordonăm pe acei oameni care, părerea mea, că este doar o scuză faptul că nu știu, că ei nu cred în acest virus deoarece. Nu, este o scuză. Este o scuză ca să nu respecte absolut nimic din ceea ce vreodată autoritățile o să
impună. Indiferent. Sigur, domnule avocat, aveți dreptate. Toată lumea trebuie să respecte aceste reguli. Corect. Pentru el și pentru cei apropiați lui. Nu se pune problema că nu trebuie respectate regulile, ci vă întrebam doar dacă este corect să-i certăm pe oameni că nu respectă regulile sau că se duc în concedii și noi, de altă parte, să organizăm alegeri. Doamna Cădar, vă mai adaug doar atât. Părerea mea este că nu cred că vreun primar în acest moment, cred că s-ar supăra dacă s-ar mai prelungi mandatul cel puțin până anul viitor, ianuarie-februarie. Nu cred că s-ar supăra și niciun partid politic în acest moment, dacă se supără, asta este, dar primează sănătatea populației, doamna Cădar. Eu nu aș fi de acord cu alegerile în condițiile în care avem bolnăvile pe care le avem. Da, domnilor, guvernul a aprobat astăzi calendarul alegerilor, 27 septembrie alegerile locale, campania electorală începe în 28 august și se finalizează în 26 septembrie. V-aș întreba pe reprezentanții celor două mari partide din România dacă aveți candidați, că bate la ușă campania. Deja am intrat în perioada de precampanie, dar nu cunoaștem candidații partidelor. Nu doar ale celor două mari partide, nici ceilalți n-au ieșit cu candidații. Ne răspundeți la această întrebare după 30 de secunde. Avem un mesaj de interes public. Poartă mască de protecție. Poartă mască pentru că îți poate salva viața. Poartă-o pentru că pericolul nu a trecut. Poartă-o pentru că te protejează și te face să te simți în siguranță. Poartă-o pentru a îndemna și pe alții să o facă. Poartă mască pentru a nu irosi efortul tuturor de până acum. Poartă mască. Arată că îți pasă. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Domnule Costea, aveți candidați pentru alegerile locale? După cum se știe, la noi este validat Adrian Cosma să fie candidatul partidului nostru pentru președinția Consiliului Județean. Este o candidatură foarte bună și foarte puternică. De altfel, în lumea politică din satul mare a existat o anumită efervescență după ce Adrian Cosma a fost validat. Și acest lucru reflectă tocmai faptul că va fi cel mai puternic și cel mai bun candidat dintre toate partidele care va fi prezentat și susținut de către noi pentru poziția de președinte a Consiliului Județean. Deci noi avem un candidat puternic, foarte bun. Da, și care... și consilieri și primari. Bineînțeles. Dar ca să explic oamenilor, deci noi deja avem un candidat care va fi până la urmă pentru cea mai importantă funcție de la nivel județean. Pentru zona aceea consilierilor urmează, bineînțeles, să se stabilească cine va fi pe listă. Acum, după cum se știe public, nu am un interes deosebit pentru politica locală și din acest motiv eu nu pot să spun cu certitudine tot numărul acela de colegi care vor fi pe listă, dar pot să vă spun că sunt depuse intențiile de candidatură la partid, se discută și candidații de la Partidul Național Liberal vor fi acei oameni care vor reprezenta cu adevărat ceea ce noi promovăm în fiecare zi și vor avea un corespondent foarte mult în ceea ce oamenii din județul Satul Mare, că acum vorbim de alegeri locale, se așteaptă. Dar același lucru vă pot spune că se întâmplă și cu colegii din județul Maramureș, din județul Sălaj, unde se dorește ca lista de consilieri la nivel județean și la nivelul fiecărei unități administrative teritoriale în parte să reflecte foarte bine și să aducă o acoperire foarte bună a așteptărilor pe care oamenii le au față de partidul nostru ca și partid de guvernământ. Noi suntem un partid care, se știe, am avut rezultate deosebite în foarte multe unități administrativ-teritoriale. Ori toate acele elemente și exemple de succes dorim să le multiplicăm în viitor în fiecare unitate administrativ-teritorială. Și de aceea dăm o importanță deosebită modului de întocmire al acestor liste. Domnule Crăciun, dumneavoastră cum stați cu la capitolul candidați? Aveți? Cu siguranță avem. Acum mai trebuie trăiască. Țineți la secret, domnule Crăciun, îi țineți la secret?
Păi, să vedem odată dacă data rămâne așa cum e, 27, nu rămân la secret și Partidul Social Democrat din Satu Mare în curând o să expună și o să facă conferință de presă atât cu candidații la Consiliul Județean, cât și cu candidații la municipiu și evident în celelalte comune. Deocamdată, sigur, această pandemie, așa cum am discutat și adineauri, ne obligă oarecum să avem o campanie atipică. Ba avem, ba n-avem, ba crește numărul de cazuri noi. Domnule, n-o să fie, hai să nu ne grăbim, nu-l lansăm, nu-l... Deci sunt multe de discutat în acest sens. Cu siguranță și municipiul, și orașele, și comunele din județul Satu Mare și, sigur, candidații pentru Consiliul Județean, tot să pregătesc într-un număr cât mai mare, să pregătesc pentru a-și depune candidaturile și, bineînțeles, pentru a face campanie în această perioadă electorală, locală și județeană care urmează. Dar încă o dată va fi o campanie care va merge mult spre zona online, o zonă care, sigur, n-aș putea spune că este atul Partidului Social Democrat, dar cu siguranță ne vom adapta și vom ține pasul și noi cu ceilalți. Sigur, spunea domnul Costea că au candidat la județ, foarte bine, probabil că au și la municipiu, nici dânsi nu-l scot încă până nu vor vedea că lucrurile sunt concrete, data rămâne concretă și știm cu certitudine că alegerile vor avea loc în 27, oricum până pe data de 18 august, peste 3 săptămâni, toate candidaturile trebuie depuse pentru toate funcțiile de aleș local, de la consilier local, județean, primar. Da, se pare că domnul Crăciun are o problemă. Domnule... Ce cu Consiliul Județean și așa mai departe. O săptămână înainte. Cu o săptămână înainte, cu siguranță vom ști toți candidații care vor candida în județul Satu Mare. Cu atât mai mult în municipiul Satu Mare. Domnule avocat, vom avea o campanie electorală atipică, ne spun cei doi reprezentanți ai PNL și PSD. Cu toate că vom avea o campanie electorală atipică, cu toate că premierul Ludovic Orban spune să se organizeze o campanie fără adunări publice, se pare că partidele nu se grăbesc să-și prezinte candidații. Am intrat deja în precampanie. Așa arată calendarul aprobat de guvern în ședința de guvern de ieri. Suntem în precampanie. În precampanie pentru ce? În condițiile în care nu cunoaștem candidații. Da. Bună aluzia. Da, așa este. Precampanie fără candidați. Sună bine. Raportat dacă ne gândim până la urmă că în anii anterior deja în precampanie știam fiecare partid cu ce candidat iese în față și cel puțin alegătorii știau în precampanie. Nu știu, va fi o campanie într-adevăr și eu sunt de acord cu domnul Crăciun, va fi o campanie bazată probabil pe mediul online, acolo va fi campania. Unde mediul online, probabil că și pe acest considerent se bazează partidele politice, că mediul online totul este mult, mult la un nivel mult mai rapid, circulă foarte rapid orice, și atunci probabil că vor recupera în campania propriu-zisă, dacă se va organiza și dacă se vor ține alegerile în continuare, eu sunt foarte sceptic, probabil că online-ul va putea câștiga acest teren. Da, domnule avocat, doar că nu toată lumea are acces la internet, nu toată lumea are calculator, nu toată lumea, dacă intră în mediul online, caută neapărat candidați pentru alegerile locale. Va fi destul de dificil această campanie, cu atât mai mult cu cât practic se candidează pentru primării. Fiecare localitate, fiecare comună va avea mai mulți candidați. Mai greu să faci campanie în mediul online.
Și mai greu să faci campanie pentru fiecare candidat în parte, în condițiile în care, după cum spuneam, vom alege și consilieri municipali, consilieri județeni, consilieri locali, la nivelul fiecărei comune, va fi destul de complicat. Ar trebui să iasă partidele, să aibă timp să-și prezinte candidații, pentru ca oamenii să-i cunoască și să voteze în cunoștință de cauză. Da, aici mediul rural va fi foarte greu afectat din punctul meu de vedere, dar acolo, dacă mergem pe premisa trecutului, mai greu va fi pentru partidele care nu au un primar în funcție respective localități. Pentru că dacă partidul are un primar în funcție, acolo să fie, se spune așa, treaba foarte ușoară pentru acel partid. Atunci, de ce mai organizăm alegeri dacă așa stau lucrurile? Dar știți, eu cred că aici problema, cred că toate partidele, cred că probabil că au, nu știu, pierd pe o parte și câștigă pe cealaltă. Și acum dacă aș analiza partidele, PSD-ul nu stă foarte bine în mediul online, dar stă foarte bine în mediul rural. PNL-ul stă mai bine în mediul online, dar nu stă poate la fel de bine în mediul rural. Deci, dacă am luat doar cele două partide, dacă am luat iarăși celelalte partide cu procentaje mai mici acolo, într-adevăr, problema este, cred că cea mai serioasă acolo se va pune, la cele partide. Și rămâne de văzut, domnule avocat, câți din cei activi în mediul online se vor duce la vot? Corect. Da, foarte bună. Condiții vor fi impuse pentru vot. Asta este și mai important, pentru că dacă vom spune că persoanele vulnerabile, vârstnici și așa mai departe, cei cu probleme respiratorii, s-ar putea are să fie un procent mult mai mic față de cum ne-am obișnuit la alegerile locale. Pentru că, după cum știm, la alegerile locale era o prezență. Și mai mult decât atât. Da, domnule avocat, spuneți. Mai mult decât atât, o să fie și problema și cu acei oameni care se vor feri de orice fel de adunări și care vor considera, de exemplu, că pentru a merge și a te exprima dreptul la vot, practic te expui într-un mediu, ce spun așa cu ghilimele, interesant din punct de vedere al ce avem și prin ce trecem în această perioadă. Deci, iarăși, de-aia zic că eu cred că toate partidele ar trebui să cadă de comun acord, părerea mea, că în acest an să nu se organizeze, pentru că pierde toată lumea, pierde în aceste condiții. Mai avem un rând de alegeri în acest an, domnule Costea. Și în 6 decembrie ar urma să avem alegeri parlamentare. Așa este și... O ținem într-o campanie electorală până la sfârșitul anului. O campanie electorală foarte puternic axată pe online, după cum am spus, pentru că așa este noua normalitate a vieții noastre, cel puțin o perioadă de timp, un an, doi, nu se știe. Rămâne de văzut. Dar asta depinde și de noi, de fiecare în parte. Ceea ce este important de reținut este că totuși noi nu suntem în stare de război, dar suntem într-o stare de pandemie medicală care este globală și ca atare treaba asta, când se va termina, nu ține doar de România. În schimb, ceea ce se întâmplă cu evoluția din România a numărului de cazuri pozitiv depistate, am spus că este direct legată de responsabilitatea individuală. Și aș mai ruga pe oameni să nu asculte pe toți instigatorii ăștia politici care se bagă în seamă, îmi pare rău că vorbesc atât de dur, dar nu au altceva de spus decât să comenteze, să se bage în seamă și să îndemne oamenii să nu respecte lucrurile. Dimpotrivă, să le respectați pentru voi și pentru cei dragi și până la urmă pentru toată lumea. Este mult până în septembrie. Noi putem vedea inclusiv actualul trend de creștere intrând pe o pantă descendentă după vreo două săptămâni, când se va termina efectul direct, vizibil în aceste zile, al vidului legislativ care a fost generat și prin tărăgânarea pe care PSD-ul a făcut-o în Parlament, ca să vorbim cinstit. Zonă de unde de altfel vin și instigatori și zonă de unde vin și parlamentari care vor să dea exemplu de nerespectare a legilor. Nu se poate ca un parlamentar al României, domnul celebru mitralieră, să aibă o atitudine publică atât de nepotrivită cu ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi.
Oamenii înțeleg aceste aspecte și eu cred că o să aibă grijă și până în toamnă, când vom vorbi de prima rundă de alegeri, aceste alegeri locale, să nu mai fie o problemă atât de ridicată și de acută în sănătatea publică ca și astăzi. Îmi exprim această speranță. Deci a ne face scenarii alarmiste nu ne ajută. Lucrurile trebuie să fie privite, judecate, cu calm. În situații din acestea excepționale ale vieții, cum este și pandemia, cum este și un război posibil, că până la urmă la istorie învățăm tot timpul de războaie și omenirea a trecut și prin pandemii chiar mai dure și prin războaie, știința medicală nu a fost atât de dezvoltată ca și în ziua de astăzi. La nivel internațional s-au pus la bătaie resurse financiare extraordinar de mari pentru ca știința medicală să poată să cerceteze modul de manifestare al acestui virus și să vină cu niște soluții, medicamentație specifică, un eventual vaccin. Vor fi soluții încetul cu încetul. Dar nu se poate, dând din palme sau din degete, să obținem soluțiile miraculoase, pentru că este un virus nou. Responsabilitatea individuală, în schimb, aici în România, a fiecărui român, este esențială. Și voi repeta de foarte multe ori acest cuvânt. Pentru că noi, de la Partidul Național Liberal, pretindem colegilor noștri din guvern să găsească cele mai bune soluții. Și soluțiile propuse de Guvernul României nu sunt soluții politice, dragi telespectatori, sunt soluții bazate pe recomandări științifice. Și de aceea vă rog să respectați ceea ce se solicită, pentru că sunt decizii și rugăminți, nu impuse, sunt rugăminți, pe care trebuie să le aplicăm în viața noastră în fiecare zi, în fiecare oră, acasă, la locul de muncă, în parc, pe terasă sau la supermarket sau pe malul mării. Într-adevăr, există o problemă când ne uităm în anumite zone turistice și să știți că aia poate să genereze o creștere în perioada următoare. Dar, și aici fac un apel extrem de serios Ministerului de Interne și tuturor instituțiilor cu atribuții de control, dacă aceste instituții își vor desfășura activitatea cu intensitate maximă, lucrurile vor putea fi controlate spre binele tuturor. Nu pentru că un control de la poliție ar avea ceva cu tine personal dacă te verifică și dacă ești oprit. Dar dacă nu respecti regulile, atunci fiecare în parte să suporte consecințele. Deci trebuie un pic mai multă fermitate. Românii sunt un popor extraordinar de frumos, de deștept, suntem deosebiți. În schimb, în anumite momente mai dificile în această țară, pentru ca lucrurile să meargă bine, este nevoie de fermitate. Și atunci când va exista fermitate în societate, și cazurile acestea care astăzi au depășit din nou, din păcate, un număr de 1000 de persoane depistate pozitiv, vor putea fi ținute sub control. Trebuie să respectăm aceste cerințe, nu doar pentru că ne protejăm pe noi, dar gândiți-vă presiunea pe sistemul sanitar. Se făcea aluzie la ce a fost în Italia. Eu nu-mi doresc să se ajungă la o situație în care spitalele să nu mai poată să facă față. Și atunci să vedem pe cei care se întreabă unde-i virusul, pentru că și pe mine m-au întrebat unii. Dar în general pe oamenii bolnavi nu-i vezi, ei sunt la spital. Ori medicii lucrează în niște condiții extrem de dificile acolo pentru ca să ne apere sănătatea tuturor. Dar sănătatea nu putem și noi proteja. Ne putem și noi proteja cu respectarea unor reguli. Mască, spălat pe mână, igienizat și distanțare socială. Este o realitate a generației noastre, pentru că aceste pandemii nu apar în fiecare an. Și să sperăm că nici copiii noștri nu o să mai treacă prin așa ceva în viitor. Dar astăzi toată omenirea trebuie să trecem prin acest hop. Un hop mare, dar peste care vom trece și trebuie să trecem cu cât mai puține decese și cu cât mai puțină suferință. Așadar, nu mai ascultați pe instigatori și pe conspiraționiști, ci ascultați pe cei care se bazează pe date științifice ca să recomande și să ia decizii înspre binele tuturor. Asta, domnule, facem noi de la Partidul Național Liberal. Bănuiesc că doriți să-i dați un
Desigur, foarte interesant, știți foarte bine, ce știe și dânsul, respect foarte mult pe domnul Costea. Da, se pare că domnul Crăciun are o problemă cu internetul. Domnule Crăciun, ne mai auziți? Mai sunteți cu noi? E frumos. Da, eu vă aud foarte bine. Nu știu dacă mă auziți și dumneavoastră. Spuneam că este foarte important ca și conducătorii noștri din guvern nu doar să ne spună ce restricții avem noi, ce... Da, domnul Crăciun, aveți o problemă cu internetul. O să-i rog pe colegii mei să rezolve această problemă dacă pot. Până atunci, domnule avocat, spuneam că guvernul a aprobat în ședința de miercuri calendarul alegerilor, de asemenea a aprobat și bugetul de cheltuieli pentru alegeri. Aproape 1 miliard de euro vor costa alegerile locale. Dublu aproape față de costul alegerilor europarlamentare. Da. E interesantă suma asta când ne uităm la ce datorii vom avea și cum ne datorăm raportat la, la economia și cum este ea în acest moment. Acum, repet, eu cred că din punct de vedere probabil al alegerilor parlamentare, ca să poată să funcționeze într-o variantă cât mai eficientă, pe acelea, din punctul meu de vedere, alea le-aș ține, că cumva este mai încolo acel calendar. Aici, cu alegerile locale, este la atitudinea, până la urmă, clasei politice, care vom vedea experții, îi repet, experții, că de ei trebuie să ascultăm, care sunt experți, doctori, medici, să vedem ce vor spune raportat la ce se va întâmpla cu numărul de cazuri. Vis-a-vis de cheltuieli, eu nu vreau să comentez decât s-a alocat, nu știu, mi se pare puțin foarte impropriu cumva să discutăm de sume alocate pentru alegerile locale în condițiile în care noi în acest moment avem cu totul și cu totul în altă parte nevoie de acești bani. Domnule Costea? Da, deci eu înțeleg, probabil vor exista în spațiul public discuții asupra acestei sume, dar după cum am specificat, pregătirea alegerilor în actualele condiții implică și niște condiții de realizare a secțiilor de votare speciale. Probabil va fi nevoie și de un număr mai mare de persoane care să fie prezente din partea partidelor ca reprezentanți în secțiile de votare pentru ca să se limiteze la minim numărul de ore prezente în sală. Deci condițiile de desfășurare vor fi total diferite. Și subliniez, în condiții de maximă siguranță, bazându-ne pe recomandări ale specialiștilor, care vor gândi acea variantă, acele scheme de organizare a secțiilor de votare care să asigure securizarea sanitară maximă pentru toți alegătorii care vor participa. Da, am auzit că se împrumută România. Păi toate țările se împrumută și noi ne împrumutăm pentru că ne obligă situația. Am fost obligați să luăm decizii foarte rapid și foarte, foarte importante pentru ca să pregătim un sistem sanitar pe care l-am găsit fără nimic, fără nicio rezervă, fără medicamente, fără aparate de testare și a fost nevoie de un efort extraordinar de mare. Datorită problemelor economice, încasările bugetare sunt mai mici decât anul trecut, dar, subliniez, nu e vorba de România, peste tot în lume este la fel. Și în aceste condiții, noi nu putem să spunem că noi nu mai plătim un element sau alt element. Dimpotrivă, guvernul Partidului Național Liberal a acoperit TVA-ul care trebuia rambursat companiilor, a plătit sume extrem de importante și de consistente pentru ca să sprijinim companiile private în această perioadă dificilă. Am ajutat prin a se aduce la zi plățile aferente concediilor medicale. Am introdus acele măsuri care au ajutat șomajul
acela tehnic. Ce ar fi făcut oamenii aia dacă nu se lua o decizie de către guvern? Nu pot imagina ce dezastru social ar fi existat. Dar s-a luat decizie de către guvern cu bani să li se dea o sumă. Deci banii au fost cheltuiți. Costea, și de aceea ne împrumutăm. Ce decizii a luat guvernul, dar să-l ascultăm pe domnul Crăciun. L-am întrerupt. Domnule Crăciun, ne auziți? Domnule Crăciun, se pare că din nou nu ne auziți. Da, nu reușim să intrăm în... Ne pare rău, nu știu, eu vă aud foarte bine. Spuneți, eu vă aud. Spuneți, acum vă auzim și noi. Așa. Da, nu se aude, domnule Crăciun. Cineva vă sabotează internetul. Eu v-am așteptat destul de sacadat. Cineva vă sabotează internetul, nu ne auziți, o să încerce colegii mei. Da, am înțeles, oricum, poate o să încerc la telefon. Da, o să încerce colegii mei să rezolve această situație. Până atunci, revin la dumneavoastră, domnule Costea, a fost ieri ședință de guvern, au fost luate mai multe decizii acolo în ședință. Ne puteți prezenta pe scurt ce decizii s-au luat? Am văzut că prima casă s-a transformat în noua casă, creditele pentru care pot fi accesate de firme, familiile tinere sunt mai mari. Da, este una din principalele promisiuni pe care noi le-am adus în fața românilor, aceea de a reclădi această țară, de a reclădi România, bazându-ne pe susținerea mediului privat și a investițiilor din țara noastră. Guvernul României, în cadrul programului Reclădim România, a luat mai multe măsuri care sunt așteptate de către opinia publică și care vor fi implementate. Încet se creează, iată, cadrul legal pentru ca banii care vor fi puși la dispoziție să aibă pregătit suportul legilor și al ordonanțelor necesare pentru ca să fie puse în aplicare. Printre cele mai importante măsuri pe care eu doresc să le amintesc sunt următoarele și vreau să pornesc cu ceea ce generic se numește programul Reclădim România. După această criză economică, pentru că în anul acesta în cam toate țările importante ale Europei vom avea scădere economică, ci nu cred că vom fi și noi feriți, să dea Dumnezeu să avem o mică creștere, măcar ar fi ideal. Oricum, ritmul de creștere va scădea drastic, pentru că principalii parteneri ai României, în speță Germania, Italia, Spania, au probleme extrem de mari. Partenerii noștri de peste ocean, Statele Unite, la rândul lor, vor avea o scădere economică și ca atare noi nu suntem feriți, lumea este globalizată și suntem într-un flux de legături și de interdependențe extrem de puternice. Printre măsurile principale pe care eu doresc, cu alte cuvinte, să le amintesc, sunt următoarele. Noi am promis că ne vom ocupa, după ce ne-am ocupat de firmele mici și mijlocii, și de firmele mari. Una din măsurile cele mai importante care a fost luată de către Guvernul României a fost în ședința de ieri, acea decizie pe care toată lumea o aștepta, prin care vor fi asigurate garantări pentru creditele companiilor mari, companii care au peste 20 de milioane de lei cifră de afaceri, adică unde există o consistență a afacerii. Ce este important de reținut că în cadrul acestor firme lucrează în România 1,7 milioane de angajați și se pare că suma pe care o vor putea obține se va apropia de aproximativ 580 de miliarde de lei, plafonul de garantare. Este binevenit pentru că aceste mari companii sunt cele care prin mărimea afacerii și prin valoarea adăugată pe care o creează pot să tragă urgent redresarea economică. De aceea, atunci când noi vorbim de o posibilă redresare
avem speranța că vom reuși la nivelul României să avem o evoluție în V. Asta înseamnă că suntem astăzi în scădere, vom atinge punctul minim și după aceea urmează creșterea, revenirea. Alții la nivel internațional discută de o evoluție în L, unde rămâi practic la un nivel de scăzut, cu o scădere mică, cu o bătaie de a te menține în jurul la 0% creștere economică, dar nu o revenire. Noi prin acest proiect amplu ne gândim la o revenire în formă de V, ceea ce înseamnă că poate din a doua jumătate a anului să simțim o evoluție pozitivă. Acest proiect foarte important merge în pachet cu alte elemente care sunt surse clasice de finanțare a companiilor. Dacă aici vorbeam de finanțarea prin sistemul bancar, pe baza garantării pe care o vom realiza la companiile mari, cu cifre de afaceri peste 20 de milioane, ne-am gândit și la multe companii care iau echipamente în leasing, pentru că și acolo este nevoie de o garantare și garantarea pe care o vom realiza este foarte important de reținut, va asigura o acoperire de 80% pentru tot ceea ce înseamnă digitalizare și IT, iar pentru restul echipamentelor va exista o garantare de 60%. Din punctul meu de vedere este esențial, pentru că unul din domeniile principale care a fost extrem de puternic afectat, de exemplu, este domeniul transporturilor și industria auto. Ori, după cum se știe, foarte multe firme de transport își procură active de genul tirurilor, camioanelor prin aceste metode de finanțare numite leasing. De asemenea, vânzările flotelor de autoturisme se realizează adeseori prin variante de leasing și, în al treilea rând, foarte multe companii din industrie își cumpără echipamente, CNC-uri și tot felul de alte echipamente prin leasing pentru ca să le poată utiliza în producție. Mergem mai departe și noi, după cum știm din experiența precedentei crize, riscul de lichiditate a fost unul dintre elementele care a generat cele mai multe probleme în economie. Prin riscul de lichiditate în economie, înțelegând o rupere a fluxurilor de încasări și plăți între companii. Foarte multe companii amânau plățile și existau probleme mari pentru că odată ce tu nu-ți încasezi facturile tale, cum mai poți plăti mai departe furnizorii? Ei, ca să preîntâmpinăm o astfel de ruptură în ciclul cash flow-ului dintre companiile din economia națională, noi am introdus și un proiect în cadrul proiectului acesta amplu Reclădim România, care se numește Factor Plus, un element prin care noi finanțăm, ajutăm garantarea a două produse care ajută companiile, factoring și scontare. Factoringul înseamnă că te duci la bancă și banca în loc să aștepți, mai bine spus, să încasezi factura peste 3 luni, de exemplu, în termen negociat, te poți duce la bancă și banca îți finanțează 80-90% din factura respectivă astăzi. Diferența fiind câștigul băncii, care preia riscul de neîncasare la termenul scadent de 30 de zile. Ei, statul va garanta o astfel de operațiune. A doua variantă pe care o vor putea utiliza companiile pentru instrumente de plată de natura cecului, a biletului la ordin, care circulă ca și un fel de garantare a plăților între companii, tot așa, pentru ca să nu se aștepte la o scadență de 30, 60 de zile, 90 de zile, companiile vor putea depune la instituții de credit și primi un procentaj de vreo 80% din aceste instrumente, fără să aștepte încă 2-3 luni de zile până vor încasa. Statul va garanta și această operațiune. Eu zic că este un element foarte important. Guvernul... Dar ajutor financiar pentru marile companii, dar... și pentru IMM-uri. Așa este, dar ne-am gândit, să știți, și la mediul rural. Și noi vom sprijini, și a fost adoptat ieri un proiect de sprijinire al antreprenoriatului rural. Toate firmele, antreprenorii din mediul rural, care sunt implicați în producție și procesare, vor putea să primească granturi între 40.000 și 200.000 de euro. Mediul rural, fac o paranteză, în pandemia aceasta, la un moment dat, lumea s-a speriat că ce se va întâmpla, vom avea mâncare, nu vom avea. Nu putem să nu sprijinim mediul rural, nu putem să nu sprijinim agricultura. Noi, ca țară,
având și o binecuvântare de la Dumnezeu cu o țară deosebită, după cum spuneam de la bun început, și oameni, și geografic, și din toate punctele de vedere, avem o capacitate de a dezvolta această industrie a agriculturii și a industriei alimentare extrem de ridicată. Și iată că noi, practic, de la baza antreprenoriatului rural, de unde pornește totul, am pregătit prin acest proiect o schemă de sprijin prin care să sprijinim pe cei care doresc să-și dezvolte astfel de afaceri. Un alt element pe care eu îl doresc să-l specific este despre digitalizare. Am alocat sume consistente de bani stimați oameni, nu ai PNL-ului, cum spuneau aia de la PSD, că noi distribuim, redistribuim din surse financiare naționale, buget, care sunt banii dumneavoastră a tuturor, și din surse europene, care sunt și banii dumneavoastră, dar sunt banii tuturor cetățenilor europeni, ca să fie clar, nu sunt banii unui partid. Noi, ca și partid de guvernământ, și guvernul ca atare, facem redistribuirea acestor bani. Am pus o ordonanță de urgență prin care vom sprijini dezvoltarea competențelor în domeniul IT. Este foarte important pentru pregătirea digitalizării viitoare și pentru ca lumea să poată interacționa în viitor cu autoritățile publice pe linie digitală, fără să ne mai supărăm că mergem și stăm pe la coz, fără să ne mai simțim umiliți de către unii funcționari publici, așa cum atât de mult și de atât de multe ori s-a întâmplat. Iată, vom sprijini dezvoltarea competențelor în acest segment. Vă întrerup, domnule Costea, revenim după un mesaj de interes public. Poartă mască de protecție corect. Îți poate salva viața. Ai grijă să îți dezinfectezi mâinile înainte să o atingi. Pune partea colorată în exterior. Fixează-o cu ajutorul firelor elastice trecute prin spatele urechilor. Poziționează-o ca să acopere atât nasul cât și gura. Identifică latura cu fir metalic și pliază-o pe forma nasului. Îndepărtează-o trăgând de elasticul din spatele urechilor. Aruncă-o la un coș de gunoi cu capac. Spală-ți mâinile după ce ai aruncat-o. Poartă mască. Arată că îți pasă. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Domnule Crăciun, am înțeles că sunteți alături de noi. Dacă doriți să îi răspundeți domnului Costea, v-am tot întrerupt, atât eu cât și internetul. Răspunsurile la domnul Costea, dar o să încerc să le actualizez și să ajungem și la această digitizare și, bineînțeles, la acest sprijin pentru întreprinderile mici, mijlocii și cele mari. Înainte de toate, când făcea un apel, și făcea bine că făcea un apel, ca toți cetățenii să respecte recomandările instituțiilor abilitate, a persoanelor care sunt în vârful acestor ministere decizionale în relație cu pandemia și cu COVID-ul, dar sigur că nu pot să nu îi aduc aminte că e foarte bine și sunt în România, așa cum a spus, nu este un popor ordonat, un popor care respectă, dar ar fi foarte bine ca cei care ne impun să ne respecte, cei care ne impun aceste măsuri. Domnule Crăciun, izolați în casă, și când ieșeam cu mască în magazine și dânsii stătea un guvern, evident, la un par de șpriți, la o poveste, într-un grup. Din păcate, domnule Crăciun, nu știu ce se întâmplă la dumneavoastră, se pare că și telefonul are o problemă. Da, e prea mult, domnul. Nu vă auzim. Căutați o zonă unde aveți semnal, că nu vă auzim. Vă mărturisesc? Acum se aude mai bine? Nu se aude. Nu se aude. Păi, domnul Costa e de vină, probabil, și Partidul Național. Noi fac aici, știți, o ședință de telepatie ca să bruiesc tot PSD-ul din România, să știți. Da, sunteți domnul Crăciun. Nu mai sunteți. Domnule Costea, dacă doriți să continuați pe scurt, da, și apoi să-i dăm posibilitatea și domnului avocat. Voi mai vorbi două minute. Acum, chiar, sincer, îmi pare rău că Ciprian Crăciun nu poate să vorbească. Și nouă ne pare rău. N-ar fi făcut o plăcere deosebită să-i dau replici, dar nicio problemă, într-o emisiune viitoare. Bun, acum, mergând mai departe, este important să mai subliniez două puncte
pe care Guvernul României l-a decis, respectiv o schimbare structurală a celui celebru program Prima Casă, care se transformă într-un program Noua Casă și care va avea două paliere de sume care vor fi garantate, adică prima va merge până la 140.000 de euro pentru achiziția de locuințe noi, subliniez locuințe noi, și a doua până într-un plafon de 70.000, care va merge și pentru posibilitatea de achiziție de locuințe care sunt nu neapărat noi, dar mai vechi. Este important că s-a introdus acest plafon, deoarece multă lume dorea să-și cumpere locuințe noi, în blocuri noi construite, o garsonieră, cei tineri care sunt la început de viață, un apartament cu două sau trei camere, cei care au o tânără familie întemeiată și un copil. E, iată că vom reuși să generăm mecanismele prin care să implementăm toate aceste elemente în realitatea românească și este un lucru bun pentru că și băncile în aceste condiții vor sprijini pe oameni să cumpere locuințe în această țară, deoarece investițiile acestea imobiliare sunt legate de construcții și aici vorbim din nou de un sector foarte, foarte important în valoarea adăugată pe care o asigură în creșterea produsului intern brut al României, pentru ca noi să putem reveni, așa cum spuneam, cât mai repede. O altă măsură importantă pe care guvernul Orban a luat-o în ședința de ieri este un memorandum care se referă la asigurarea resurselor financiare necesare în valoare de 580 de milioane de euro pentru ca IMM-urile românești să contacteze prin proiectul operațional regional, proiectele care au fost depuse, proiectul operațional regional din 2014 până în 2020. Deci proiectele respective vor avea asigurată cofinanțare astfel încât să poată să fie duse la capăt și până la urmă companiile române să beneficieze de acei bani europeni atât de buni, atât de așteptați și atât de importanți în dezvoltarea economiei noastre. Aș mai face o specificare, pentru că la nivelul Uniunii Europene a avut loc o ședință importantă în care României au fost alocate niște sume consistente care, incluzând următorul exercițiu bugetar multianual al Uniunii Europene, va ajunge la un plafon de 80 de miliarde de euro. Aici, fără să doresc să spun altceva decât felicitări președintelui și echipei de negociere împreună cu guvernul Orban și cu toți cei direct implicați, dar fac un apel la toată clasa politică să înțeleagă faptul că acești bani sunt ai tuturor și noi cu toți, inclusiv primari din alte partide, vor avea șansa să realizeze proiecte în unitățile administrative. Deocamdată banii nu sunt niciunde, domnule Costea, trebuie să avem negociați, dar important este că important este că ne-au fost alocați și românii au învățat să facă proiecte și vor face și în viitor proiecte europene. Domnule Crăciun, mai încercăm o dată. Da, încercăm încă o dată. Eu v-am auzit această perioadă, am văzut că am semnal, dar cu toate... Mă auziți acum? Nu vă auzim, vă auzim cu întrerupere. Am înțeles. Atunci, vedeți, domnul... Da, domnule Crăciun, îmi pare foarte rău, dar nu vă auzim și nu înțelegem nimic. Domnule avocat, cu privire la cele prezentate de domnul Costea, dacă vreți să comentați pe marginea acestor proiecte adoptate în ședința de guvern de ieri, dacă nu, să trecem la alte teme. Nu pot să zic decât că eu le doresc multă baftă să adopte cât mai multe proiecte, orice proiect care până la urmă va ajuta într-un fel sau altul pe economia după în perioada asta, părerea mea că este binevenit, indiferent de unde vine proiectul, la care partid, sub ce formă. Eu doar atât vreau să adaug, nu sunt specialist pe acest domeniu, așa că nici nu am ce să comentez foarte multe. Atunci vă propun să abordăm câteva teme unde sunteți specialist, să ne referim puțin la arestarea din această zi a procurorului Mircea Negulescu, cunoscut
Portocală, dacă nu mă înșel, a fost arestat pentru 30 de zile, arestat preventiv de Înalta Curte de Casație și Justiție. Ne amintim că în primă instanță i s-a dat, a fost plasat sub control judiciar. Cum ați comenta această decizie? Da, surprinzătoare, dacă mă întrebați pe mine. Pe de o parte, pe de altă parte, este o soluție perfect legală. Nu știu piesele dosarului, dar pentru a putea dispune asemenea măsură preventivă excepțională, trebuie să ai îndeplinite mai multe condiții. Probabil că la dosarul cauzei, dacă judecătorii au decis, judecătorii de drepturi și libertăți au decis în acest fel, probabil că există acea suspiciune rezonabilă, care este prima condiție pe care trebuie să fie îndeplinită pentru a putea lua o asemenea măsură preventivă excepțională, suspiciune rezonabilă că persoana în cauză a săvârșit o infracțiune prevăzută de legea penală. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, lăsarea în libertate acestuia probabil că nu se... și asta a fost probabil un considerent atunci când ai premise că lăsarea lui în libertate ar influența vreun martor sau azar zădărnicii în vreun fel aflarea adevărului, iarăși este o condiție care ne trebuie să fie îndeplinită și probabil că la dosarul cauzei sunt ceva date, indicii sau probe, pentru că în alt minteri nu putea să fie luată o asemenea măsură excepțională. Cu atât mai mult cu cât nu vorbim în situația unui magistrat, în primul rând, nu vorbim de o situație care să fie avut vreo altă, nu știu, condamnare, că nu eram în situația de a avea această calitate. Repet, este o măsură excepțională. În principiu, atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, dacă judecătorii decid în consecință, nu avem nimic de comentat. De obicei, avocații, acum vă spun și eu într-o altă paranteză, avem probleme atunci când această măsură excepțională este prelungită foarte mult, peste un termen nerezonabil. Acum, dar în altă ordine de idei, trebuie să ne amintim, domnule avocat, că domnul Mircea Negulescu are un pomelnic întreg de fapte reținute în sarcina domniei sale, grup infracțional organizat, cercetare abuzivă, represiune nedreaptă, instigare la represiune nedreaptă, modalitatea participației improprii, influențarea declarațiilor, inducerea în eroarea organelor judiciare și așa mai departe. Sunt multe. Sunt multe, acum am înțeles că doar în cazul unora, practic, dosarul cuprinde doar unele fapte, celelalte fapte sunt încă în fază, nu știu acum dacă neapărat în fază incipientă. Acum, și eu ce citesc din presă, pentru că urmăria penală nu este publică, nu știu, într-adevăr, se conturează probabil o completitudine de dosare și, repet, din punctul meu de vedere, prezumția de nevinovăție nu trebuie înfrântă cu această măsură. Aici tot timpul am avut o paranteză pe care am ținut neapărat de fiecare dată să o spun și la noastră în emisiune și la alte televiziuni și în alte articole. Nu trebuie să confundăm arestarea preventivă, care trebuie să fie una scurtă, excepțională și întemeiată pe foarte, foarte, foarte bine întemeiată pe probele existente la dosarul cauzei. Avem măsuri alternative, ori este, repet, o măsură preventivă, nu este o pedeapsă viitoare pe care noi deja o aplicăm cuiva. Adică dacă înțelegem că, adică noi doar asta vrem, să arestăm persoanele care sunt vinovate de săvârșirea vreunei infracțiuni și prin arestare înțelegem pedeapsa pe care deja o aplicăm, nu mai avem prezumție de nevinovăție și atunci iarăși vorbim de drepturi fundamentale care sunt iarăși încălcate la nesfârșit. Deci, eu cred și apreciez cu atât mai mult cu cât vorbim de Înalta Curte, cred că au existat probe, au existat date și indicii și cred că judecătorii au luat în consecința celor arătate în dosar. Ei au hotărât că asta este măsura preventivă de care trebuie să beneficieze pe următoarele 30 de zile, urmând, repet, ca această măsură preventivă probabil să fie înlocuită la un moment dat cu un arest la domiciliu sau un control judiciar.
Domnule avocat, v-aș ruga să comentați puțin și situația domnului Vasile Blaga. Vasile Blaga de la PNL, fost secretar general PDL, care nu scapă de dosarul penal. Ne amintim că Tribunalul București l-a achitat. Apoi s-a atacat decizia Tribunalului București, iar astăzi Curtea de Apel București a anulat achitarea și a retrimis dosarul la Tribunalul București pentru rejudecare. Da. Să nu uităm că a fost trimis în judecată în 2016. Da. Acum, știți, sunt dosare, trebuie să știți, de fiecare dată ne-am exprimat îngrijorarea cumva de anumite dosare care, de exemplu, sunt foarte, foarte, nu știu, voluminoase, de exemplu, și durează foarte mult timp sau durează foarte mult timp pentru toată lumea, atât pentru cei care sunt cercetați, pentru apărători, pentru acuzatori, pentru instanță, efectiv. Aici, din păcate, eu nu văd o soluție foarte apropiată care să ajungem la o variantă foarte, foarte rapidă, decât în situația în care este o situație ideală, în care judecătorul care în penal, judecătorul specializat în penal, intră într-un dosar și, practic, până când nu îl termină, nu iese din acest dosar, urmând ca dezbatere, de exemplu, să fie din două zile. Domnule avocat, unii ar putea spune că din nou scoatem dosare în preajma alegerilor? Acum, eu nu mă pot pronunța pe așa ceva. Poate să fie și o coincidență, chiar pură coincidență. Poate să fie, dar poate să fie în același timp, adică această pură coincidență dă apă la moară celor care discutau de dosare scoase în perioada sau în preajma alegerilor? Da, doamna Cădar, vedeți, exact de acest lucru am făcut, exact din acest motiv am făcut precizarea anterioară. Trebuie cumva să scăpăm noi toți la un loc de nu știu cum să vă explic ca să fie pe înțeles, adică acest sentiment cumva că dacă cineva are un dosar penal sau cineva are o măsură preventivă, este neapărat vinovat. Este o chestiune și după aceea când aflăm că are o achitare, după aceea ne întrebăm, păi, de ce am făcut toată tevatura asta? De ce asta cineva, de exemplu, a arestat preventiv și după aceea este achitat? Deci aici vorbim iarăși de perfectibilitatea sistemului judiciar. Perfectibilitate care nu vom putea obține în varianta asta hierupistică, în varianta asta în care sunt foarte multe elemente care încă trebuie să fie, foarte bine structurate. Aveți dreptate, domnule avocat, până când nu există o sentință definitivă de condamnare, o persoană trebuie să se, indiferent cum se numește acea persoană și ce funcție are, trebuie să se bucure de prezumția de nevinovăție. Doar o virgulă. Dacă vom urmări declarațiile politice ale politicienilor, care practic sub această aură spunem noi că au o imunitate, o să vedeți că inclusiv politicienii între ei, practic pentru a se ataca efectiv politic, cu ghilimele de rigoare, nu respectă această prezumție. Tocmai, nu respectă această prezumție și să venim și la situația foarte gravă care îl afectează pe cel care a fost trimis în judecată sau este cercetat. Ne amintim de situația în care mai multe persoane aflate în campanie electorală sau în precampanie electorală au avut dosare și au fost scoși practic din cursă, au ieșit din cursa pentru diferite posturi la care, funcții la care, pentru care candidau. Bun. Da. Și cu timpul acele persoane au fost achitate. Ce facem cu oamenii respectivi? Cine le dă? Probabil ei ar fi câștigat alegerile. Da, aici vorbim de o ipoteză, da, foarte, doamna Cădar. N-aș vrea să dau nume. Toate partidele, până la urmă eu mă duc atunci puțin mai departe cu ideea, toate partidele și-au dat la un moment dat mâna și au recunoscut pe undeva că trebuie să existe o responsabilitate mai mare
a magistratului respectiv, că atunci când vorbim, de exemplu, de o achitare, vă dați seama că dacă instanța ierarhic superioară achită un inculpat în o poziție 180 de grade față instanța inferioară, cineva a greșit acolo. Acum, haideți să o spunem pe aia bună, fără a atenta niciun fel, Doamne feri, la niciun fel de privilegiu sau drepturi pe care le are un magistrat, dar este de natura evidenței. Acel inculpat, de exemplu, care a fost achitat, sunt niște lucruri pe care le-a pierdut cu ocazia procesului, de la dreptul la imagine, care este ireparabil din punctul meu de vedere, la sănătate. Să știți că marea majoritate a foarte multor clienți, inclusiv de-ai mei și de-ai colegilor mei, au probleme psihice, pentru că, vă dați seama, au o depresie evidentă pe care presiunea este foarte mare, cu cât mai mult, cu cât un proces durează foarte mult timp. Le sunt afectate veniturile cu care, care practic își întrețineau familia, copiii și mai departe. Deci toate lucrurile, să nu mai vorbim de chestiunile electorale, care sunt efectiv iremediabile și nu le poți cuantifica. Adică dacă ar fi putut candida, poate ar fi fost ales. Deci este o chestiune derizorie, nu mai poți cuantifica oricum. Toată chestiunea asta, la un moment dat, trebuie să-și găsească o aplicabilitate foarte clară într-o responsabilitate care se îmbrace forma unei legi, unei legi care să fie clară, fără prea multe articole, fără prea multe virgule și alte chestiuni. Eu știu că este o presiune enormă pentru un magistrat, dar eu în continuare vă spun, este o chestiune asumată. Nu te îndrepți către o profesie de magistrat dacă nu știi efectiv ce presupune această profesie. Nu toți putem să fim magistrați. Și pentru acest lucru, de fapt, noi, că tot vorbim de pensii și de alte venituri, de acest lucru poporul acesta, practic, îi pune pe cel mai înalt nivel și le dă venituri mai mari decât media normală, pensie mai mare decât pensia normală, ori atunci, evident că, practic, ceea ce ne dorim noi, obligația asta, în asta ar trebui și să constea. Să nu avem atâtea erori, pentru că sunt erori judiciare, sunt evidente. Da, aici, domnule Coste, acum ați comentat dumneavoastră cele două situații. În ceea ce privește pe colegul meu, fostul președinte al PNL, Vasile Blaga, nu cunosc în ce măsură, din punct de vedere juridic, se poate, sau în fine, care sunt elementele care stau la baza retrimiterii spre rejudecare la instanța inferioară a unui dosar. Se va relua dosarul, din câte am înțeles. În prima variantă a fost achitat, această achitare a fost desființată prin decizia Curții de Apel de astăzi, se retrimite la tribunal, se va relua judecata, care nu pot să-mi dau seama eu cât va dura, pentru că nu sunt specialist, dar dacă din 2016 este inițial trimis în judecată, probabil că o să mai treacă tot atât de mulți ani până la o primă soluție în fond și la urme ca urmare a reluării judecății. În ceea ce privește pe acest procuror, eu vorbesc strict din ceea ce am văzut în mass media. Nu pot să spun decât că se pare că au existat multe exagerări din partea dânsului în exercitarea profesiei pe care a avut-o și probabil că acele multe abateri, ca să spun așa, de la lege, de la regulamente și norme interioare ale instituției unde lucra, probabil forțarea unor martori să declare niște lucruri care nu erau tocmai în concordanță cu adevărul pentru susținerea unor dosare pe care le instrumenta, subliniez presupuneri din presă, dar probabil că sunt atât de multe încât este cu adevărat nevoie o cercetare mai amplă. Și, așa cum spunea tehnic vorbind colegul meu, este o măsură preventivă, dar probabil că la înalta curte de casație s-a considerat că această măsură preventivă a... Curtea de apel București. Așa, deci oricum s-a considerat necesară această măsură preventivă a arestului pentru o perioadă de 30 de zile, o perioadă în care
nu va continua cercetarea penală a acestui procuror și în funcție de cum evoluează dosarul, probabil că va fi sau nu prelungită măsura arestului preventiv. Este privat de libertate. În presă multă lume spunea că e la rândul lui, pe cât s-a privat de libertate pe nedrept. Adevărul va fi stabilit doar când vom avea o decizie definitivă. Definitivă. E bine că în justiție, vedeți, avem filtrul celor, așa numit în economie, noi îl numim filtrul celor patru ochi. Există cel puțin două posibilități, două judecăți pentru același dosar. Se face, nu, judecata inițială, după care recursul sau apelul, în fine, cum se numește. Cu alte cuvinte, există întotdeauna patru ochi. Doi de la prima, doi de la a doua instanță. Și lucrurile pot să fie corectate, așa cum spunea domnul avocat, poate printr-o achitare la instanța superioară. Rămâne de văzut. Da, suntem pe final de emisiune și aș vrea, domnule avocat, să revin la dumneavoastră și să vă rog să mă corectați dacă nu știu bine. Dacă țin eu bine minte, dosarul domnului Blac a fost instrumentat de domnul Negulescu. Și eu cred că parcă, sincer, nu mi-aduc aminte, dar parcă și numai lui, cred că și a lui Căpătitera în aceeași, foarte rapid după dosarul domnului Ponta, dacă nu mă înșel, și dosarul domnului Ponta tot de același procuror. Deci oricum aceeași zonă, cel puțin teritorială a procurorului. Dar nu știu. E interesant, cel puțin acum, așa, bine, haideți să privim puțin și mai umoristic un pic acea situație. Acum, într-adevăr, același procuror care l-a trimis judecată pe unul din fața lui, să fie și el în măsură preventivă, e o situație ingrată, o spun sincer. Este o situație care nu ar trebui să se întâmple. Cred că atât aș putea să vă zic. Da, suntem pe final de emisiune. Noi vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră că ne-ați urmărit. Rămâneți cu Informația TV. Noi ne revedem mâine la ora 20. Să ne revedem.